prima ca să ne întâmpine această dorință și nevoie acolo unde este, să o vezi Domnul nostru. Și vreau să cred că toți sunt conștienți de această nevoie de tine, de umblerea ta, de umblerea Domnului Sfânt și tine. Și prin binecuvântat, Domnule Sfânt, prin binecuvântat în lumea noastră, în viața noastră. Îndu-ne în viețuirea și în trăirea plăcută lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Aleluia. Dragii mei, așa cum suntem, aș vrea să ne rugăm pentru Simona, pentru sora noastră, care înțeles că nu se simte așa de bine, nu a putut să vină în părtășie. Vrem să fim noi în părtășie cu ea, acum prin rugăciunea noastră, să-i facem o vizită așa prin dragostea și prin inima noastră, simțind cu ea. Domnul este Cel care vindecă. Noi asta știm, asta propovăduim și vrem să experimentăm, punând inima noastră, punând credința, activând-o în felul acesta, rugându-ne pentru cei nevoie. Ne vom ruga împreună, Tatăl meu, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim că Tu ne vezi pe noi și vezi pe cei care nu au putut fi cu noi. Din motive diferite și sora noastră în această cauză a unei stări de neputință, de boală care i-a afectat plecarea, deplasarea ei la locul acesta. Te rugăm, intervină Tu, Doamne. Tu ești medicul cel bun, Tu vii în ajutorul copilor Tăi. Tu ești acolo aproape de cel ce se află în suferință, de cel cu inima zdrobită. Doamne, Te chemăm în numele Domnului Iisus Hristos. Vrem ca ea să poată experimenta bunătatea Ta, Doamne, grijă Ta, mila Ta, puterea Ta. Chiar dacă ne-am obișnuit cu aceste lucruri, Doamne, în anumite momente și nevoi într-un mod deosebit, vrem să demonstrăm, să dovedim că știm în cine ne credem și știm despre cine vorbim, știm cine este Dumnezeul nostru și cum este Dumnezeul nostru. Da, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, Te rugăm să îi faci o vizită, Doamne, și să tratezi neputința, să tratezi trupul ei, Doamne, de acea boală care efectiv a imobilizat-o. Tu ești izbăvirea și ajutorul care nu lipsește vreme de necaș și de nevoie. Întinde-ți mâna Ta să bucară, Doamne, prin puterea numelui Iisus Hristos, prin puterea ranelor lui Iisus Hristos, Doamne, vorbim vindecare și sănătate peste Simona, Doamne, peste trupul ei, numele lui Iisus Hristos. Fie ca boala și neputința să fie înlăturate și depărtate de trupul ei, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, prin puterea numelui Iisus Hristos, mustrăm, Tată, mustrăm această boală, această neputință, te mustrăm în numele lui Iisus Hristos. Ești chirită prin jertfa Ta, Domnul Ta, prin sângele Mielului, prin numele lui Iisus Hristos. Nobody.
Doamne, nu ratez momentul, îți mulțumesc că o faci și în aceste clipe, această cercetare inimii noastre, ca fiecare dintre noi să fim conștientizați de iubirea Ta, iubirea care așteaptă, iubirea care pretinde să-i se răspundă. Vrem să fim gata să înțelegem și să răspundem iubirii Tale. Este greu să ne uităm în viețile noastre, Doamne, pentru că ne dăm seama că există prea multă intenție și prea puțină faptă, prea multe promisiuni și prea puține realizări. Dar totuși e vremea cercetării. E o vreme din care Tu aștepți. Aștepți iubirea celor iubiți de Tine. Aștepți cinstirea celor pentru care Tu ți-ai dat viața. Aștepți să fii la locul de cinste în viața noastră fiecăruia, în familie. Aștepți să fii respectat, onorat, cinstit, înălțat. Pentru că Tu ești Domnul, Tu ești și apare de Tine, nu este un alt Dumnezeu. Ești Cel care ți-ai dat viața pentru noi. Ai făcut totul. La noi să avem parte de iertare, mântuire și viață veșnică. Doamne, Te rugăm, atinge-ne din nou în această dimineață. Am nevoie de atingerea Ta, Doamne. Am nevoie de atingerea Ta, Dumnezeu meu. Vreau să răspund cerințelor Tale. Nu vreau să depind de nimeni atunci când este vorba de Tine, decât de Duhul Tău cel Sfânt. Vreau să încetez să mai mă înșel și să mai mă amăgesc, așteptând de la alții. Vreau să aștept de la Tine, să aștept de la ceea ce ține de viața mea, să mă silesc să răspund chemării Tale și să trăiesc așteptând revenirea Ta. Slăvit să fie numele Tău. Slăvit să fie numele Tău. Binecuvântat fie numele Tău. Îți mulțumim că ne atingi, îți mulțumim că lucrezi, îți mulțumim că Tu ești nepărtinitor. Tu tratezi pe tot omul în măsura dreptății Tale. Tu ne știi și ne cunoști pe fiecare, lăudat fie numele Tău pentru bunătatea Ta. Îți mulțumim că încă îți pasă de noi, îți mulțumim că încă suntem grija Ta și vei continua să faci lucrurile pe care Tu ți le-ai propus. Iar noi, Doamne, alegem să fim cooperanți. Vrem să ne facem ordine viețile noastre, vrem să pășim într-o ordine și într-o disciplină a Împărăției Tale, ca să putem fi eficienți și să nu împiedicăm pe Duhul Sfânt să lucreze prin noi. Ajută-ne, Doamne! Te rugăm în dragostea Ta și îți mulțumim! Măriți să-ți fie numele Tău și slavă! Tată, Fiul și Duhul Sfânt! Amin! Amin! Gloria Lui Dumnezeu! Gloria Lui Dumnezeu! Aleluia! Haideți să rămânem în atitudinea asta și